Suntem în postul adormirii Maicii Domnului, care durează 2 săptămâni până pe 15 august. Potrivit tradiției, creștinii ortodoxi nu au voie să consume produse care conțin lapte, ouă și carne. Tradiția spune că ajunarea se face în zilele de luni, miercuri și vineri până la ceasul al 9-lea, când se consumă mâncare uscată. În zilele de marți și joi, credincioșii pot mânca legume fierte, fără un de lemn, în timp ce sâmbăta și duminica oamenii au dezlegare la un de lemn și vin. Pe 6 august, când este schimbarea la față, este dezlegare la un de lemn, pește și vin. Specialiștii le recomandă celor care vor să țină cele 2 săptămâni de post să opteze pentru o varietate de legume și fructe proaspete, de preferință bogate în fibre și nutrienți esențiali. Fasolea, lintea, mazărea și năutul sunt surse bune de proteine vegetale și fibre. Orezul brun, quinoa, hrișca și alte cereale integrale pot oferi carbohidrați sățioși și nutrienți esențiali. Nucile, migdalele, semințele de susan, de dovleac sau de floarea soarelui sunt surse excelente de grăsimi sănătoase și proteine vegetale. De asemenea, laptele poate fi înlocuit cu cel de soia, de migdale, de cocos sau alte variante vegetale. Și tofu este o sursă bună de proteină vegetală. Și nu uitați să adăugați mirodenii și ierburi proaspete pentru a da gust preparatelor pe care le gătiți acasă.